Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara UMTV. Mă bucur să ne revedem în direct, așa cum ne-am dorit, așa cum mi-ați împărtășit de altfel, pentru că mi-ați scris foarte multe mesaje, pentru care vreau să vă mulțumesc și promit că de-a lungul emisiunilor o să povestim cu fiecare dintre dumneavoastră despre această perioadă în care noi am lipsit de pe micile ecrane. Dragii mei, e 1 iulie, între timp a venit vara, astăzi când am venit spre redacție cu Rosi, ne-am dat seama că e, cred că, prima emisiune în care venim pe lumină la... venim pe lumină la IPH. Cine credeți că zâmbește aici lângă mine? Deja știți, pentru că am făcut un promo. E luni, e prima emisiune, nu putea fi nimeni altcineva decât Nicol Lebner. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Și eu mă bucur că ne reîntâlnim după pauza de pe micile ecrane, dar nu și... adică prezența noastră a fost activă în spatele camerelor în această perioadă. Prea activă, spun unii, spun vocile, așa se aude, dar vom povesti pentru că începe un nou sezon aici la Dale Dimineții. Rămânem la fel de ancorați în binele din sufletele noastre, sper că și dumneavoastră, sper să învățăm împreună să iubim, sper să învățăm împreună să fim mai buni și să mai lăsăm din orgolii și din, nu știu, din ceea ce simțim noi când ne supărăm, așa. M-am tot gândit la subiectele din prima emisiune, nu poate fi alt subiect, două subiecte. Unul, astăzi a început bacalaureatul. Hai să începem cu partea frumoasă. Nu știu cât de frumoasă e partea a doua, etapa a doua a bacalaureatului, pentru că până acum au susținut probele orale, care nu contează nici pentru media finală, se dau doar niște, nici măcar calificative. Dar a fost, de fapt, o perioadă de acomodare a candidaților, că acum toți sunt candidați, știi? Pentru că, mă rog, apar tot felul de numiri, de mai știu eu ce asocieri între acțiune și protagonist. Deci a fost o perioadă de acomodare, toate probele au fost orale, comisia de evaluare, vă dați seama, le-au dat acolo câteva subiecte și i-au lăsat cel puțin la limba și literatura română să vadă cum formulează, ce formulează, cum își structurează ideile, dacă știu să explice sau să dezvolte un subiect. Ei, astăzi începe proba de foc, de fapt, adevărata probă, adevăratele probe, cele scrise. Și dacă tot încep probele scrise, au venit și ceva rezultate de la Evaluarea Națională pentru Elevii de clasa 8-a. Și vreau să vă spun că, normal, ca de obicei, perlele sunt cele mai gustate și cele mai savurate pe rețelele de socializare. Acum, nu știu ce perle vor fi pentru, la bac, pentru că alea sunt dureroase, rău de tot. La cei de clasa 8-a, na, ce să ceri? Unul dintre subiecte viza cireșarii.
Mi-aduc aminte, pe vremea mea, acum 50 de ani, Cireșanii erau... Noi ne uitam și la film, Cireșanii era serialul. Era, da, era serialul, da. Cireșanii era materie de lectură suplimentară, lectură Corect. De vacanță. Corect. Și acum, dintr-o dată, Cireșanii a devenit materie de studiu. Uite, spuneau printre... Așadar, vorbim... citesc de pe site-uri. Pot asocia cartea Cireșarii cu Biblia. Lectura mea suplimentară. Deci Biblia a devenit lectura suplimentară, da? Sunt personaje multe, frumoase și copiii în amândouă, printre care Iisus. Doamne, ferește-mă! No. Cireșarii sunt Indiana Jones și Arca Secretelor, doar că români. Și eu ador cireșele. E trăsătura personală care mă apropie de personaj. Deci, despre un ce copil vorbim? De clasa 8 a scris așa ceva? Da, da. Eu zic că e inteligența artificială. O figură de stil este fâlfâitul. Atenție! Pentru că e un stil anume de a se deplasa, fâlfâind unde e nevoie în ziua aceea. Doamne, ferească-ne, bună Dumnezeu! Cireșarii sau persoanele care acum în iunie și până în august culegeau multe cireșe. Apoi le numărau una, două, trei și tot așa. Șeful cireșarilor era numit cireșar șef. Ce frumoasă era viața de cireșar! Deci la ce se rezumă, știi, cireșarii numărau cireșe, culegeau și numărau cireșele. Figură de stil, aripa moale. Nu știm de ce e moale. Poate nu e moale. Dar așa i s-a părut drăguț autorului. Foc este verb. Vine de la dai foc. Deci modul prezent. Deci e modul prezent. Da? Da, și o să râde că e verb, da. A face focul. Da, focul este verbul. Nu. Tu nu a face. S are rolul de verb. Dar e neterminat. Deci vă dau o veste proastă, dragii mei și colegilor mei. Bună dimineața, Rosi. Bună dimineața, Nicol. Încă o dată vreau să ne trezim la realitate, da. Vom avea o campanie electorală peste 20 de ani. Foarte interesantă. Mai interesantă decât asta din 2024. Dureros. Dar de ce? Nu, uite-te, eu mi-aduc aminte că prin 99-2000 am stat de vorbă, deci în urmă cu 20 de ani, da? Am stat de vorbă cu un secretar de stat din Ministerul Educației care venise să monitorizeze modul în care se desfășoară bacalaureatul, examenul de bacalaureat. Și a stat până la final și am tras niște concluzii în funcție de rezultate. Iar acel secretar de stat spunea atunci, acum 20 de ani, că elevii nu mai asimilează cunoștințele propriu-zise pe care le însușesc sau trec pe lângă ele. Le vine mult mai ușor să memoreze o acțiune asociind-o cu acțiuni din prezent. Adică mi-aduc aminte că era vorba de Baltagul și într-o explicație spunea și vecina a luat toporul și i-a dat în cap la vecinul că s-au certat și că s-au... Deci vorbeam de Baltagul, ăsta era subiectul. Iar el a explicat exact ce a văzut. Tot ce s-a întâmplat, asociind cu ceea ce se întâmplă în cartierul lui. Așa și cu copiii ăștia de acum. Deci e clar că problema asta a început de acum 20 de ani. Indiana Jones, da? Numai că român și așa mai departe, știi? Asociere cu Biblia, da?
Apropo de religie, că se face religie la școală opțional, bineînțeles, dar e lectură suplimentară, e trecută la lectură suplimentară Biblia. Da. Și ei spun tot ca să scrie ceva și ca să demonstreze că, mă rog, au habar cât de cât sau... Nu. Nu, vom încerca să deslușim misterul. Culeg cireșe și le numără și tot așa și le numără și șeful echipei, ursul, da? Mă mir că n-au făcut nicio asociere cu urșii din munții. Au făcut o felul de asocieri și nu știu dacă au făcut copii cu realitatea sau cei care trăiesc, oamenii maturi, care trăiesc realitatea zilelor noastre, da, au făcut asocieri cu copii. Deci asta este. Asta este. De acum 20 de ani s-a simțit lucrul ăsta. Nu mai merg prin paralelă, prin asociere cu evenimentele din familie, din... De pe stradă, ce de pe vede stradă, media, din, da, la urmă, da, și mai rețelele puțin, de socializare. Asta trebuie să fie un semnal de alarmă foarte puternic pentru dascăli. Pentru că nu reușesc să-i capaciteze, nu reușesc să interacționeze cu ei, nu reușesc să îi întrebe... Aș citi, ce părere aveți voi despre asta? Pentru că în momentul în care discuți niște subiecte în clasă, da? Copilul ăla rămâne cu ceva. Nu judecă de capul lui, știi? Dar tu când le citești ore în șir un conspect pe care ei trebuie să-l scrie și scriu cum scriu și mai sar din cuvinte și mai nu înțeleg anumite expresii și scriu altceva și îți spun din proprie experiență, da? Că am avut cele două fetițe în plasament și la istorie erau disperate, mă uitam pe caietul lor și nu venea să cred, zic, dar ce cuvânt e ăsta, dar ce, zic, nu ăsta este cuvântul, așa am înțeles din ce spunea profesorul, știi? No. Și se întâmplă exact ceea ce vedem. E trist, dar e trist. Să sperăm că lucrurile cumva vor... Eu mereu sper că lucrurile se vor schimba. Da, cei care mă cunosc... Lasă tu, peste 20 de ani, da, cei care vor candida din generația asta, până atunci vor trece la o altă etapă la de evoluție. La un alt nivel. Da, sigur. Vor avea alte lecturi suplimentare. Dragii mei, eu din tot sufletul le urez celor care astăzi vor susține proba scrisă, am emoții la bacalaureat, pentru că Vlad Lință astăzi intră în examen. Ne-am întâlnit ieri la spectacolul de la Vața de Jos, la Nedea de la Vața de Jos, și are emoții, e normal. Sperăm să treacă cu bine și el și toți tinerii noștri și sper să ne vedem cu ei aici la Dale Dimineții, să ne povestească cum a fost această experiență, pentru că bacalaureatul, spunem noi, că e examenul maturității. Nu are nicio realitate. Mie nu găsesc realitatea în cuvintele astea, nu are nicio legătură cu maturitatea. E vorba de vârstă, atât 18 e vorba ani de vârstă, când devin major. Da. S-au făcut niște asocieri, s-a formulat o expresie care a fost preluată și perpetuată și... Bine, e și un prim examen cu adevărat, te și cunoști cu ocazia asta, știi? Da, da, poți probabil. Poți să spui și lucrul ăsta. Dar mai este un aspect îngrijorător. Până acum era bătălie cruntă să iau note bune, să... fac, să dreg, să pot să mă duc la o facultate, să pot să, știi? Acum, dacă stai de vorbă cu ei, majoritatea, știi ce spun? 6. Da, ca să trec, să iau bacul. Și să știi că pe undeva îi înțeleg, atâta timp cât există facultăți, chiar am văzut o listă, printre care și facultatea din Petroșani, Universitatea din Petroșani, are o secție de 3 ani, știi, cum se spune,
o supapă găsită de Ministerul Educației ca să nu îi lase deoparte pe cei care nu și-au dat bacul să poată să-și continue studiile, dar la nivel superior. Adică n-au reușit să ia bacul, dar pot să facă, să se înscrie la una dintre facultăți. Facultății are o denumire din asta așa mai ciudățică, de 3 ani și ieși de acolo cu patalama și cu tot ce trebuie. Da? Deci, atâta timp cât ai posibilitatea, chiar dacă nu iei bacul, să te duci la o facultate, că cursurile astea sunt sub umbrela facultăților. Da, corect. Da? Și nu sunt puține în România, sunt multe, care abia așteaptă elevi care n-au luat bacul să se ducă să-și continue studiile. Între timp, probabil, vor lua și bacul. Mă rog, așa. Deci, atâta timp cât există astfel de supape, de ce să-și mai bată capul? De ce să-și mai pentru bată capul? Pentru că e normal să ne batem capul și asta ține de cu totul altceva, dorim, dar da. Nu de sistemul de învățământ din România. Deocamdată, da. Din da. Păcate. Eu îl rog pe bunul Dumnezeu astăzi să-și reverse asupra acestor copii minunați toată inspirația divină și să reușească să treacă cu bine această probă grea, dragii mei, pentru că e greu, să știți, proba la limba și literatura română de la bacalaureat e grea și cea de la matematică și cea de la fizică și celelalte materii. Și să știi că m-am uitat acum de curiozitate, pentru că am pe cineva drag, așa cum am spus pe Vlad, care va susține astăzi examenul, m-am uitat la subiectele din anii trecuți. Nu înțeleg niciodată și nu o să înțeleg de ce subiectele... Mi-am să aminte, să știi că și pe vremea mea, când am dat eu bacalaureat în 1992, a fost aceeași poveste. De ce să creezi subiecte să încurci pe elevi? De ce să nu creezi subiecte să le vezi cu adevărat capacitate? Aici iar... Gândește-te că sunt exact ca și la matematică, ca și ar trebui diferențiate. Fratele meu, dacă vreau să mă duc la filologie, dacă vreau să urmez... Da, corect, deci nu mi se pare corect. Atunci, da, mă duc pe segmentul respectiv și dau tot ce pot ca corect. Să intru. Vreau matematică, fizică, atunci mă duc exact pe genul ăla de bacalaureat ca să demonstrez ce cunoștințe am, să trag tare ca să pot să intru la o facultate. Dar așa mă uit, mă crucesc când văd subiectele de la matematică. La română sunt niște chestii atât de alambicate și de să te ferească Dumnezeu și nu-l folosește la nimeni. Dă-mi voie să-ți spun, exact. Uite-te pe asta Facebook, ideea. Uite-te pe rețelele de socializare, uite-te, uite-te, nu înțeleg. Uite-te online, ce greșeli flagrante se fac, titluri de știri, titluri de articole scrise cum sunt scrise, nimeni nu se sesizează. De ce? Pentru că asta este cursul în viitor, totul pe repede înainte, dictezi, calculatorul scrie, îi dai drumul ca să fii primul care a dat știrea, știi? No. Și Ce să mai zic? La cine să zic că au scris îs, da. Știi? Vreau să dăm citire mesajelor. Așa mi se pare. Dar o să mai tot povestim că e doar prima emisiune. Enea Vasile ne spune bună dimineața, ați venit acasă din Turcia. Am văzut că ne aduceți premii. Sper să ne vedem aici, curând, la Dale Dimineții. În special aia miculuții, juniorii. Da, da, juniorii da, de la Hațegana. Da. Uite cine știa. Bravo, Rosia, au rupt tot în Turcia. Daniela Enea, bună dimineața, ne bucurăm să vă revedem. Și noi ne bucurăm. Tiberiu Claudiu Barstan ne spune bună dimineața. Bună dimineața, Tibi. Adrian Mureșanu, un alt dansator al ansamblului Hațegana, ne spune bună dimineața și ne aplaudă. Și noi vă aplaudăm.
salutăm, faceți lucruri faine, am văzut noi acolo pe Facebook. Îl salutăm pe Alin Eugen Ienciu, se uită la emisiune în această dimineață în online, dragii mei. Vă salut pe toți, vă iubesc și mi-a fost într-adevăr foarte, foarte dor de voi. Draga mea, au fost 2 luni, o pre-campanie și o campanie. Acum în pre-campanie eu am mai apărut și amândouă, dar a fost o campanie de foc. Nu vreau să dezbatem de ce? Candidați. Pentru unii. Nu, pentru vreau unii. Să te întreb așa. Am eu o întrebare. S-a întors Ioana la dale dimineții. De câți ani faci presă? 1995. Am început la Radio Sica Hunedoara, primul post de radio privat din municipiul Hunedoara. Era afiliat postului Radio Deva. Și cei de la Radio Deva, după ce au văzut ce am făcut acolo, în 1996, în primăvară, m-au adus la Deva. Deci 95, nu, no, nu, fă, 95, anul viitor, 5 până în 2005, cu 24, vreo 29 vreo de ani. 30 de ani, da. Anul viitor, da. Am prins campanie electorale în 1996. Așa. Mircea Muntean, Dumitru Tâlvescu și Alin Suciu. La acea vreme, echipa care a câștigat primar și 2 viceprimari, cea mai tânără echipă la conducerea unei reședințe de județ din țară, erau la vremea aceea, în 1996. Interesantă campanie electorală, dar... Întrebarea e alta. Uită, era o nimica toată. Nu. Am văzut și eu, am trăit și eu câteva campanii. Ai mai avut parte de o campanie ca cea din 2024 de la locale? Tu nu. Nu. De ce mă așteptam? Să nu. Știți că n-am întrebat-o. Nu, nu. Am vrut să păstrăm momentul ăsta de... Nu. Realism, și, să spun așa. Știi, lumea a văzut prea puțin. Știi? Da, da, da. Lumea a văzut prea puțin pentru că luptele s-au dus în culise. Și informațiile, cum n-au să ajuns la populație n-au foarte ajuns. Multe, pentru că deja dar nici nu eram puteai noi, să le transmiți, era, Ioana, da, nu a puteai. A fost prea nu. Dureroasă, e o campanie mai murdară, cum am văzut în 2024 la locale, n-am văzut a fost niciodată. O luptă totul sau nimic, care pe care. Din păcate, ce n-au înțeles mulți dintre candidați, campaniile negative, campaniile încărcate de ură, campaniile încărcate de minciună, nu au sorți de izbândă. Poate fi o întâmplare, poate fi o întâmplare, dar în niciun caz nu au sorți de izbândă. În general, campaniile pozitive în care transmiți un mesaj de încredere, în care, cum să spun, îi stimulezi pe oameni, hai să facem, nu fac eu, marea greșeală a majorității candidaților, cam asta este, am să fac. Am să dreg, am să vă arăt, am să rezolv, am să... Nu, 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 ăsta este mesajul
de mileniu 3, de anul 2024, mâine, poi mâine ne trezim și cu alte campanii. Nu, ăsta este mesajul. Nu. Campaniile pozitive, campaniile constructive, de asta avem nevoie, știi? Speranța. Speranța. Ce speranță, draga mea. E speranță. Dragii mei, deja ne cunoaștem, pentru că ne întâlnim de ceva vreme prin intermediul camerelor de luat vederi. Eu am spus mereu că adevărul doare, dar e... dacă spui adevărul, poți fi iertat. Mereu am crezut asta. Și am spus așa, minciuna e cea mai la, cea mai rea, știți? Coada sau cornul, așa. Eu am descoperit în 2024, eu personal, vorbesc doar în numele meu, că nu minciuna e cel mai mare dușman al nostru. Am zis minciuna combinată cu trufie și răutate. Cât am văzut și la răutate, oameni răutate. Și răutate. Păi din trufie și orgoliu se naște răutatea, pentru că atunci când nu reușești să vindeci trufia din sufletul tău și începi să ți-o arăți, ești pierdut, numai odată ce s-a instalat acolo în suflet, e gata, nu mai scap de ea. Nu pot. Putem scăpa de ea cu multă muncă, cu... Numai dacă te călugărești. Vrei să... Numai dacă te călugărești. Să vrei, mai știi, să vrei să dăruiești, să te schimbi, să nu ne uităm, dragii mei, că schimbarea începe cu noi. Hai, mă, nu suntem ipocriți, ce plin de trufie, de orgoliu, de lăcomie, toate se revarsă din mine și după aia mi-aduc aminte, bă, dar stai, să găsesc un sponsor. Să găsesc un sponsor și să îi dau la Cutărescu sau la Cutărescu să îi dau ceva de pomană ca să îmi spăl din păcate. Asta nu e ipocrizie. Nu se iartă nimic. Nimic. Zici? Nu. Absolut. Nimic nu se iartă din ceea ce faci. Toate răutățile lumii, lăcomia este cea care distruge totul. Că dacă nu s-ar sătura unii dintre cei implicați, ca să nu le mai zic nici candidați, nici, dacă nu s-ar, dacă s-ar limita, știi, la exact, că știi cum se spune în Biblie, apropo de asta. Da, de deget, dar iubita, da. Eu anul ăsta am văzut oameni foarte bogați care nu au nevoie de bani și ne-au candidat pentru bani. Eu pentru prima dată în 2024... Dar eu n-am zis că toți sunt. Da. Sunt unii care nu exact, au limită. Da, nu, deci am întâlnit oameni care efectiv au candidat din ipocrizie, din, nu știu, din dorința de a rămâne acolo unde n-ai făcut nimic. Știi la cine mă refer. Nu o dăm nume, nu mai vrem să-i pomenim. Poate îi uităm sau poate îi pomenim până în toamnă înainte să... Dar să, deci, să te hotărăști să faci așa o... Nu știu cum se numește, Rosi? Slalom. Ajută-mă! Slalom. Un slalom. Da, un slalom printre oameni și să vrei să ajungi din nou în Parlament începând de aici și cu câtă ipocrizie și cu câtă... acolo nu e lăcomie. Acolo e trufie curată. Trufie, da. Păi, nu, unii se nasc așa, să știi. Unii se nasc cu dorința asta de... sau chiar dacă nu-și dau seama, până când nu au prima tangență, știi? Uite, găsești un afiș, găsești un anunț pe internet, da? Căutăm membrii de partid care vor să candideze pentru așa și nu știu cum și nu știu ce. Pac! Aplici și te trezești o oportunitate, da. Și mă arunc.
n-am niciun ban, să vai și amar de capul meu, să nu știu ce, dar pentru că m-am înscris pe lista candidaților, imediat se găsește cineva care să dea niște bănuți, puțin, n-are importanță, nu-ți faci campanie nu știu cum, îți faci campanie online, ce te costă, nu te costă mare lucru. Și dă-i și dă-i și dă-i și dă-i și ia că te trezești la un moment dat că, bă, oamenii care vor schimbări, pentru că vor schimbări. Ne, dar ce schimbări vor? Deci lumea spune vrem schimbarea, dar nu înțelegi dacă te duci între ei. Și eu am coborât din IPH printre oameni și i-am întrebat ce-și doresc de fapt. Eu nu am întâlnit în campania asta pe nimeni, draga mea, să-mi spună cu subiect și predica ce își dorește. Uite, de astăzi, de exemplu, se scumpește benzina cu 43 de bani și motorina cu 39 de bani. Eu mi-aș fi dorit să întâlnesc un om, uite, o salutăm pe Roxana Olșanski, să uite la noi, actrița noastră. Uite, mi-aș dori să spună cineva, vreau să se ieftinească biletele la teatru. Îmi doresc să, să trăiască. Am dat un exemplu. Adică și așa cred că sunt printre cele mai ieftine. Adică, da, da, înțelege, eu mi-aș fi dorit ca cineva ceva să vină cu ceva concret. Uite, eu nu am întâlnit pe cineva care să-mi spună concret. Păi să spun și de ce. Să spun și de ce. Apropo de ce spuneam și în emisiunile anterioare pe care le-am avut împreună. Dragii mei, gândiți cu creierașul vostru. Nu vă mai uitați pe naționalele care vă dau mură în gură, exact cum dascălii dau conspectele și referatele copiilor mecanic ca să scrie. Exact așa și pe naționale vă uitați și vă dau concluziile pe care le-au tras ei și pe care le vor ei. Gândiți un pic cu creierașul vostru, pentru că de asta îl avem. Putem să tragem niște concluzii. A fost o, mi-aduc aminte, într-o campanie electorală, Mircea Muntean candidat din nou. Îl tot dau, pentru că dacă întrebi toată Deva dacă ar fi candidat Mircea Muntean... Nu sunt convinsă. Mă rog. Lumea răspunde... Mă rog, mă rog. Deci da. a rămas oricum, a făcut istorie. În politica Deveană. Hunedoreană. Pentru că este așa. Istorie. Mulțumesc, da. Rosi. Da. Și da. Ziceam, bă, fratele meu, păi omul ăsta, firar să fie, ce-a făcut? N-a atras nicio finanțare europeană. Tot ce a făcut, a făcut cu bugetul Devei. Scandal cu Aqualand-ul pentru construcția pentru, de la și Ceavre. Construcție și pentru aminte, da. Da, dispozitivul ăla de regenerare și de așa. A făcut telecabina. Oh, ok, asta. Bun. Dar zic, dar ce-a mai făcut? Ce-a mai făcut? Concret, ce-a mai făcut? Și am și eu, ca și tine, hai să intre pe deveni. Bun, pe cine alege? Mircea. Aerul condiționat. Da. Și n-a reușit, Nicol, vă spun eu că noi povestim despre această fază. N-a reușit Nicol să găsească mai nimic ce a făcut istoria la Deva, ca să spun așa. Tanti Maria Hintz ne salută. Unul dintre răspunsuri a făcut ștrandul. O, zic că la e de nu știu. Lumea și pământul. Apropo, ștrandul nu funcționează încă, că n-a fost la iarnă, în octombrie am înțeles că o să-i dea... Poate îl fac patinoar, da, mulțumesc, sunteți drăguți, îi iubesc și pe Nicol și pe Rosi. Tanti Maria Hintz ne salută și ne spune bună dimineața, bine ați revenit, a fost doar noastră, dragii mei, și din păcate păstrăm amintirea acelor 30 de zile. 30 de zile de campanie în care nu ne-am văzut. Nu știu, o să găsim până la urmă împreună. Noi, eu,
Nicol, Rosi, dumneavoastră ne scrieți. Așteptăm să ne povestiți despre pățenii din campania electorală, pentru că avem cu siguranță cu toții de, voiam să spun de că povestit. Gusturile nu se discută. Sunt foarte multe categorii de oameni, să știi. Nu vorbesc de clase sociale. E o diferență. Suntem unici. Fiecare dintre noi are viziunea lui, are modul lui de a gândi, modul lui de a se lăsa mai mult sau mai puțin influențat. Te impresionează, te uiți la desene animate și vezi o faptă bună și știi, ca adult. Și spui, vai, ce frumos, știi? Apreciezi o chestie pe care poate un copil de 5 ani nici nu o bagă în seamă. Da? Așa este și cu voturile date candidaților. Că mai scapi o lacrimogenă, că te victimizezi, că ce știu eu ce mai zici pe acolo și vai de mine cât de corect sunt și eu voi respecta litera legii și voi face și voi drege, știi? Nu știi care dintre mesaje prinde și la cine prinde. De asta se întâmplă, de asta se întâmplă ca unii candidați să fie avut niște rezultate neașteptate tocmai pe baza victimizării. Mircea Muntean, că iar revin la el, a câștigat multe mandate tocmai pentru că s-a victimizat. E un exemplu bun. Da, exemplu, tu e de manual. Da. A apărut informație, a murit Mircea Muntean. Isterie! Undeva! Nebunia de pe lume. După 3 zile, în sfârșit, apare o chestie oficială, apare și el, zice, nu, n-am murit, nu, scăpați voi așa ușor de mine. Da? A ieșit primar. Altă candidatură. Mircea Moloț a vrut să-l omoare pe Mircea Muntean, a dat cu mașina, a făcut adres, nevastă, copil. Uai! Uai! Deci arta manipulării, dragii mei, da, da, da. Cred că a citit cartea înaintea noastră, eu am rămas la carte. Vreau să revin la pasajul de la pagina 264 și să le aducem aminte unor prieteni, că sfârșitul lumii nu e sfârșitul lumii. Unul dintre aspectele amuzante ale îndoielii e că uneori creierul se poate îndoi de sine. Uneori, când nu suntem chiar siguri că ne place ceva sau suntem nefericiți cu un anumit rezultat, ne convingem că nu e atât de rău. Când ni se întâmplă asta, nu suntem prea diferiți de omul din oglindă. Oamenii din oglindă, dragii mei, se privesc, nu știu la ce, dar se privesc. Eu spun de fiecare dată, privește-mă așa cum te-ai privit pe tine. Tuturor spun asta. Prieteni, oameni dragi, familie. Pentru că atunci când ne uităm în oglindă și ne privim pe noi înșine cu adevărat, vedem doar lucruri frumoase ce vrem să... Și atunci, automat, spunem și celorlalți aceleași lucruri frumoase. Când suntem oamenii din oglindă și ne vedem defectele și spunem sunt prost, sunt urât, sunt grasă, nu vorbim despre noi, vorbim despre ceilalți. Sau cum? Sau când spui celuilalt ești prost, înseamnă că vorbești despre tine. Aștept să-mi spuneți ce părere aveți. Nu doar legate de campania electorală, da, pentru că să depășim ce urmează. Stați să vedeți. Mai avem campania noastră. Mai avem campanie, dar stai că acum e scandal mare, că nu se știe când, dacă Iohannis n-a prins nimic din ce și-a dorit. Dar ce doar putea să mai prindă un pește în Marea Neagră? Păi mai, mandatul lui nu se termină în septembrie.
dar au decalat alegerile prezidențiale și le-au anunțat pentru septembrie, în ideea că Iohannis va fi noul șef al NATO sau ce știu eu ce funcție își dorea, iată că n-a ieșit nimic. Bun, și acum stau și se gândesc că ăștia, no, ce facem? PNL-ul vrea la Hăis, PSD-ul vrea la cea, show-uri de genul ăsta și între timp apare cine? Mircea Joană. A fost posibil lovitura de grație care a dat-o vineri prin acea conferință de presă. Da, ai citit Mircea Joană, acuzat că și-a plagiat doctoratul după doi dintre cei mai mari președinți americani. Pă, fratele meu, dar omul ăsta a mai candidat odată la președinția României. Despre ce vorbim oare? Ce nație suntem tu? Ce oameni tu? Ce? Draga mea, odată la... În ce hal încercăm să eliminăm concurența? Asta vreau să spun, că suntem mici sufletește. Bă, fratele meu, dacă știai că și-a plagiat, păi da, bă, trebuia să o spui de nu știu când. Păi nu, că știi ce facem? Păstrăm așa, între le timp, scoatem, vorba lui Rasim. Da, le scoatem, da, ca le să... scoatem la lumină. Păi, odată la 4 ani, când te hotărăști să ieși în față, indiferent la ce candidăm, știi, te rogi așa, urmează o campanie electorală, urmează o campanie electorală, Doamne să nu se afle, știi, și treci cu frica aia. Și după ce trece campania electorală, te gândești așa, ha, mai scăpat odată, mai am 4 ani de distracție. Nu e normal și nu mi se pare, uite, oamenii care fac lucruri faine, cum face instructorul de la Hanțegana, ne-a mai scris un mesaj, bună dimineața, felicitări pentru emisiune, bine ați revenit, mulțumim din suflet, ne bucurăm tare că sunteți alături de noi. Odată la 4 ani ne distrăm copios, din păcate. Mi-aduc aminte de Joană Mihaela, dragostea da, mea, da. Vai, să nu uităm, vai, va fi show uităm. De show, da. Acum da. O să vedem. Acum, cu siguranță Iohannis benzina și motorina se scumpește, da, de astăzi. Iohannis iese din cărți pentru că a avut două mandate și e gata, numai. Dar acum sunt foarte curioasă că la catedră nu se mai întoarce acum din funcția de președinte cu atâtea privilegii și cu atâtea... Draga mea, da, să te întorci la catedră de profesor de fizică sau ce-o fi. Acasă, să se plimbe cum s-au plimbat pe banii statului. Ioana, lăcomia și trufia și orgoliu și ipocrizia, păi te mai lasă odată ce te-ai învățat cu, nu cu binele, cu super binele, da? A păi binele da, cui? Al lui! A. Al lui! Al cum? Dar ce a demonstrat că îl interesează și alții? Nu vezi că a distrus PNL-ul? Complicat. Nu. Și n-am zis-o eu. Vai de mine, analiștii. Mai preiau și eu pe aici, pe acolo. Nu în totalitate, dar așa câte un zvânc, știi... cuiul ăla care te zgândere și care te face să cuiul gândești, să analizezi. Din creierele noastre. Bun, deci clar își va dori o funcție și n-a renunțat el în ultima, pe ultima sută de metri la postul de, pe care și l-a dorit. Da? Pentru că prin spate și-a negociat ceva. O să aflăm. La o să aflăm în curând câte doctorate și-a plagiat. Pentru că nu o să se lasă, nu, lasă că nu se mai știe nimic, nici de casele cumpărate, închiriate. Începe campania, o să da, descoperim. Ramona Oltean... Nu, nu mai candidează. Deci nu mai este un pericol național, să zic. Draga mea, a postat... Iar în Occident, tu crezi că cei care conduc, care sunt în Uniunea Europeană, sunt curați? A postat președintele României un mesaj de felicitare pentru echipa de fotbal a României. Dragul de el. Da. Nu pot să dau citire mesajelor. Nu pot să dau citire mesajelor în emisiune. Dar puteți să le vedeți, dragii mei. Opinia publică te taxează rău și va taxa, rămânem aproape, vom vedea ce se va întâmpla în toamnă. Până în toamnă, o femeie minunată, un cadru didactic, e în vacanță, dar e în vacanță de la școală. Ramona Oltean ne scrie, vă urmărim cu bucurie.
va veni alături de noi aici la Dale Dimineții, alături de mine vineri, alături de doi dintre elevii domniei sale. De-abia apuc să mă povestească. Da. Cum? Da, de-abia apuc să mă bucur de bucuria oamenilor care fac lucruri minunate. Și așa cum am văzut. Inima când vezi, da, că, uite, elevi bine canalizați, bine călăuziți, exact ce spuneam eu cu diferențierile astea de examene. Mă, pentru cei care fac performanță, ok. Vorbim de step by step aici, da, cu totul la altceva. Da, știu, dar încet, încet. Da, exact ce tu spuneai, da, de ce ăsta va fi viitorul. Asta corect. Este, da. Sigur că da. Da. Nu dezvălui de ce vin, o să vedeți, vreau să fie o surpriză. Ce au făcut acești copii acolo la step by step alături de Ramona Oltean, îmi spune Rosi că mai avem 5 minute. No, dragii mei, așa cum vă zureți, nu mai face focul, că se gătă campania. Nu mai băgăm pe foc în dimineața asta. Dar da, unde Rosi, sunt imaginile tale, Rosi? Dar Rosi ne-a pregătit aici un filmuleț superb care rulează. Apropo de cireșe, de cireșari. Cireșari. Hai să numărăm. Rosia a fost înretezat, dragii mei. Și Rosia a fost pe Valea Pietrelor, nu? Pietrei. Pietrele. Și mi-a adus de acolo imagini minunate pe care o să le vedem în fiecare dimineață, care o să ne bucure sufletele. Cum a fost înretezat, Rosi? Oh, ți-a plăcut? Cred că s-a dus special frumos, ca să filmeze cascade, știi? S-a dus caniculă, da, pe caniculă să avem ceva răcoros de data asta. Și flori ne-a dus Rosi din retezat, poze și filmulețe cu turiști din retezat, pe care să le vedem în fiecare dimineață aici la Dale Dimineții. Pentru că ne place să facem lucrurile diferit, să spunem așa. Mâine dimineață alături de mine. Mai voiam să spun ceva. Te rog. Au început, a trecut campania pentru locale. Da. Au început concedierile în, da, administrația publică. Mai tăcem puțin, locală. Poate mai au oamenii o șansă, da? Pentru nu, asta nu, nu, obligatoriu, 10% e lege. Da. Da, 10% trebuie să dai afară din fiecare instituție, nu mai e cu șef de direcție, cu e șef de birou, se fac schimbări, se fac rocade. În sfârșit, unii s-ar putea să scape, pentru că sunt multe posturi vacante ținute, știi? Și atunci scoți posturile vacante și te încadrezi în cei 10% pe care ți-i cere legea. Rămâne de văzut cum se va face trecerea asta, dar cert este că am auzit undeva, și asta iar apropo de intoxicări, a trecut campania electorală, dragilor. Numai Lucian Rus a început să-i concedieze pe liberali. Doamne ferească, bun, păi, Dumnezeu. Omul ăsta nici măcar nu și-a intrat în drepturi, nu a depus jurământul. Nu din America. Uitați imaginile despre care vorbim, vârful Sezan, prin Valea Stănișoarei. Foarte frumoase imaginile, îi mulțumim. Uite, încă o dată lui Rosi. Nebunie. E deliciu. Ieri eram pe scenă la Vața când Rosi mi le-a trimis și am rămas așa, parcă lipită de ecranul telefonului. Mulțumesc, Rosi, mulțumesc și pentru montaj și pentru că vii alături de mine în fiecare dimineață. Că nu e ușor să ne trezim așa cu noaptea în cap. Vom vedea ce se întâmplă, dar deocamdată am spus că să trecem cu vederea anumite, poate mai au oamenii o șansă. Trebuia punctat lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, aparatul birocratic este foarte stufos. Și chestia cu manipulările, că Cutărescu face concedieri și nu, nenicule, asta este legea. Ducem în retezat, că aș zis Rosi că în retezat poate să ne spună cu siguranță că e răcoare. Să știți că eu n-am prea fost în retezat, nu prea cunosc, da? Nu sunt eu omul munților, dar văzând imaginile de la Rosi, s-ar putea să mă
ambiționat. Mașinuța până unde este drum. Nu vă imaginați că iau eu la pas prea mult. Dar cu ajutorul celor care fac poze și filmări, rog, așa ca Rosi, mă bucur și eu de aceste imagini minunate. Mulțumesc! Cu drag, ca întotdeauna. Ne vedem lunea viitoare. Ne vedem lunea viitoare, sigur că da. Până atunci venim cu bâlbe de la bacalaureat, vedem ce fac tinerii noștri. Doamne ajută, fii cu ei. Mâine dimineață, dragii mei, alături de mine, aici, la Dale Dimineții, surpriza surprizelor, colega mea, Petronela Tămaș. Am reușit să o conving și să vină la un matinal. Nu știu ce vom povesti. Vedem noi. N-o bună dimineața, doamna Petronela! Mâine dimineață rămâneți alături de noi, pentru că va fi un matinal așa între două colege de redacție. Până mâine dimineață ne luăm la revedere. Vă mulțumesc pentru toate mesajele. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc din suflet pentru toată bunătatea dumneavoastră. Și să nu uităm, așa cum vă rog de fiecare dată, să nu uităm să fim mai buni, să iubim. Și nu e suficient. Haideți să dăruim din iubirea noastră celorlalți. Așa schimbăm lucrurile și poate reușim să atragem numai bine. Doamne ajută și ne vedem mâine dimineață aici, la Hunedoara 1 TV, de la 7 fix.